Andrei i-a explicat Ioanei la petrecere că este interesat de ea, chiar dacă nu a spus de la început. Pentru mine, brunete erau ele amândouă și dacă spuneam că vin după o blondă, erai doar tu. N-am vrut să spun ceva din prima, am vrut să vă cunosc pe toate. Și am zis, nu știu ce-o fie acolo sub ochii aia care tot se turnă peste cap. E o situație foarte ciudată. Și devine din ce în ce mai ciudată. Vorbeați de mine, nu? Nu. Încă nu. Doamne, ferește. Mă simt ciudată. Imaginează-ți că dacă treci peste asta, ce poate să vină mai greu de atât. Azi uite la vădă. Uite ce-i acolo. E imposibil să treci peste asta. Ioana! Mai bine scrie o scrisoare. Foarte bună gluma. Am râs. Deci continuă, tu ziceai că... Da, păi nu mai pot să vorbesc acum, că mă simt prost. Nu mai poți. A fost tot cringe și faza asta, pentru că îmi captase atenția. Cred că mi-am setat deja niște planuri în cap de a te cunoaște pe tine mai bine. Lasă-ne, bro, că cu hotărâre. Nu te mai doare piciorul? E, ce să vezi, nici chiop nu o să mă întregi vreodată. Ți-a mai trecut, bă. Dar și Marius s-a apropiat de Ioana pentru a-și face simțită prezența. Ți-e frig, ți-a dus ceva? Ești ok, mulțumesc. Mamă, ce situație penibilă. Eu sunt convins că tu când... Ai pe cineva? Nu ești așa. Acum e situația așa, da, în curând. Da, pentru mine o să fie foarte importantă petrecerea de astăzi. La mulți ani. Am să aleg să vă las momentul vostru fără să mă bag. Mulțumim frumos. Mie nu-mi place să fie o opțiune. Mie îmi place să fiu tratată ca și o prioritate. Pentru că Marius, dacă am spus, mă repet și îți repet și ție, dacă și-ar fi dorit să mă cunoască atât de mult precum și-a dorit, o făcea încă de când am venit în casă. Iar în legătură cu Bogdan îmi explicase că a simțit așa un feeling din ăsta super interesant când eu am intrat în casă, deși practic erau în relație sau ceva de... Nu știu dacă am înțeles corect. Și în momentul în care s-au despărțit, am văzut anumite priviri către mine, dar nu l-am luat în serios. Scrisoarea pe care am primit-o de la mami nu a fost una în favoarea lui. Și ea și-a exprimat dorința de a te cunoaște doar pe tine. Ești prioritatea mea. N-ar fi altcineva nici acum, nici mai târziu, pe care aș vrea să cunosc. Și Andrei își continua să pare demersul de a se apropia de Ioana. Ce faci, mă legăni? Da. De exemplu, da, e o problemă cu astea, cu pișcăturile, am observat. Nascu. Cu toată lumea. Da. E rău. Dacă tu te simți bine. Nu știu, cred că e tot un tic sau ceva. Da, bine, fix, un tic. Nu te e tic, te duci pe stradă random la oameni și le faci nu, așa? Nu, mă abțin. Asta e foarte grav dacă te abții. Dar nici Marius nu voia să piardă teren, așa că imediat ce Ioana se apropia, reîncepeau declarațiile. Tu nu înțelegi că eu te vreau în viața mea. Tu nu înțelegi încă. Nu înțelegi. O să te fac să înțelegi mai bine. Acolo. Ți-am pregătit ceva de băut. Ioi, ce drăguț, mulțumesc! N-are nevoie. Iată, acum am vrut să beau să... Avea nevoie de salvare? Să fie ultimul. Am întrerupt ceva? Deci îmi zici totuși cu ce l-ai făcut? Păi te las să ghicești. Deci nu întrerup pe nimic, nu? Bro, ai dat paharul, te rog. Cu paharele ne facem viața frumoasă, așa trebuie. Mai vin și eu! Și-am revenit. Mie nu-mi place situația asta deloc. Nici mie. Ioana, ia atitudine, te rog frumos, că deja e penibilă situația. La unul dă în friend, la unul dă în follow și la unul dă-i cu simț. Deci eu nu m-am băgat în momentul tău. Da, eu mă simt foarte ciudat, îmi pare rău, dar mă simt foarte ciudat. Deci, ce părere aveți de Ioana? Stai mă, ce faci acum, pleci? Mere după ea, ca așa-s șacalii. Până la urmă, cine-i Patrocle? Marius a plecat deci după Ioana, a găsit-o și a urmat o nouă discuție. De
de ce l-ai făcut așa pe Andrei? E o postură din partea ta. Eu n-am venit la voi la balansa să mă pun lui. El e o pisică blândă fără gheare. Dacă vrea să ia întrecere cu lupii, trebuie să-l suporte. E așa situație penibilă. Mamă, e dezastru în capul tău. Da, o să știu la sfârșitul serii sau mai repede ce se întâmplă. Te las, mă duc la baie, mai pe făcut. Nu mi-a plăcut deloc modul în care te-a abordat afară. Da, așa, așa a fost toată ziua. Nu-mi plac lucruri. Serios? Da. Ți-a vorbit așa, la fel? Serios? Mm-hmm. Da, e ok, pot să-i fac față. Încerc să te simți într-un fel în care n-ar trebui să te simți. Ioana, un lucru îți mai zic. Tu gândește-te așa pe termen lung și ce ți se potrivește ție pentru inima ta așa și pentru sufletul tău. Ce te face cu adevărat să te simți special? Tu o să știi ce ai să alegi. Marius nu inspiră încredere deloc. Cheers for that. Și nu știu de ce face asta. O să-i treacă într-o zi, două, cum l-a apucat acum două zile, o să-i treacă. Clar te simți flatată. Nu e deloc frumos ce se întâmplă. Într-o oarecare măsură, eu știu ce îmi doresc pentru mine. Iar Andrei n-a ratat ocazia de a-i spune lui Marius ca între bărbați ce avea de spus. Păi, te-am întrebat ceva. Ți-a plăcut? Asta ești tu? Așa îți părți ție să fii? Să îl pui pe alălalt sub preș? Eu am învățat foarte bine ceea ce înseamnă să lași de la tine. Și eu nu las de la mine și sunt pregătit pentru orice vine. Dar nu asta te-am întrebat. Îți dă răspunsul. Deci ți-a plăcut? Ăsta e felul tău de a fi? Nu-mi place. Dar te simți nevoie să o faci? Îți spun sincer că nu e nimic personal. Ca să bași panică în mine sau ce gare, ți-ai rostul, că nu înțeleg. Așa, ca să te cunosc ca om. Nu e scopul meu să fac un stand-up comedy de tine. Ajungi în zona aia și îți dă satisfacție. Poți să ne ieși treaba asta? Da. Poți să neg treaba asta, nu face. Asta înseamnă să minți pe față. Nu-mi creează satisfacție. Bun, și atunci de ce o faci? Sunt foarte hotărât și dacă tu îmi stai în cale, așteaptă-te la orice de la mine. Continuăm jocul? Asta vrei să spui? Pentru ce crezi că o fac? De răzbunare? Bun, sau... lasă-mă să te duc la următoarea întrebare. Poți să încetezi? Vom vedea. De încetat aș putea să încetez oricând. Și următoarea întrebare ar fi, vrei să încetezi? Întrebarea următoare este... Vrei să încetezi? Tu vei mai continua să mai îmi dai upercuturi când mă apropii la apă? Tu vorbești serios acum? Bagi o glumă la mijlocul discuția noastră? Așa, ca și chestie. Că mi se pare, nu știu, și parșiv și de prost gust. Bun, o să încetez cu glumele astea. Tu poți să încetezi? Știi când o să încetezi? Când o să ne respectăm. Deci răspunsul e final nu. Wow! Nu așa s-a terminat. Nu? Nu. Dar cum? Am ajuns cumva la un... comun acord. Numitor comun. Ah, și care ar fi acesta? Hai, puneți-mă în temă. Am dat mâna mânului. Da, da, dacă faci gesturile astea în live, știi cum este. Anihilează orice strângere bărbătească de mână. Nu s-a întâmplat, s-a întâmplat aseară, într-adevăr. Nu, eu vorbeam de gestul pe care l-a făcut privind materialul. Ce gest? A, cu... Nu, 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 nu. Sunt ok. Păi, de a fi tu ok, este de... Poți nu să... face gesturi de astea care să îi pună pe colegii tăi într-o situație aiurea și pe mine și pe telespectatori. Adică, oricât de mult v-ar plăcea o fată, vorbesc la modul general acum, cred că trebuie să, pur și simplu, să vă respectați. Asta e, până la urmă, și o competiție la inima unei femei, dar trebuie să jucați fair play. Pot să spun așa despre referitor așa? Făcut un gest, nu pot să-l repet, așa, ca și cum îi vine să vomite. Când da, a văzut niște imagini. La prioritate era, că o să fii prioritatea mea. Nu, dacă era așa ce? Hotărât și, și era prioritară Ioana pentru el, venea direct și spunea lucrurilor pe nume. Eu consider că bro, cu brunetele... ești de două săptămâni în casă cu Ioana și ba era prea mică, ba era prea nu știu ce, dintr-o dată Ioana a crescut în înălțime. Iar apropo cu brunetele, probabil brunetele îl simte că nu are... Îl simt. Brunete, da, îl apurat. Simt ambele. Îl simt probabil că nu au, vor avea ceva okay, Marius, împreună. Și probabil s-ar orienta către Ion. Fiind a treia fată singură.
Ce spui tu, Ioana, de toată situația asta? Sau n-am văzut tot? Cred că nu ați văzut tot. Cred că n-am văzut tot, da. Lipseai din peisaj, Bogdan. Păi, da. Ai venit unde și... să mai intru și unde să mai intru și tu, da. Trei pe o creangă. Bun.